Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, 24 martie, marcăm Ziua Internațională de Combatere a Tuberculozei. Tuberculoza este o maladie infecțioasă care poate cauza și duce până la deces dacă nu este tratată la timp. Tocmai de aceea, în fiecare an, pe această dată, în lumea întreagă se organizează discuții, dezbateri și se aduce în vizorul cetățeanului, omului, problema aceasta de combatere a tuberculozei. Astăzi vom discuta despre aspectele medicale, despre aspectele sociale și psihologice cu invitații mei din studio, doamna Ludmila Guriev, coordonatorul Centrului pentru Suportul Pacienților cu Tuberculoză. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Domnul Tudor Lupașcu, vicepreședintele Raionului Glodeni, care este responsabil pe problemele sociale ale Raionului Glodeni. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Și doamna Gabriela Bujor, psiholog la Centrul pentru Suportul Pacienților cu Tuberculoză. Bună ziua și bine ați venit! Și pentru că vorbim despre tuberculoză, doamna Guriev, ce este tuberculoza? Tuberculoza este o boală infecțioasă care mai des afectează plămânii, mai rar alte organe. Și trebuie să știm că se transmite prin aer și sursa de infecție este omul bolnav. Tuberculoza a apărut odată cu omul. Și aș vrea să vă spun că până în secolul XIX, lumea știa că ea este boală infecțioasă, dar nu era agentul patogen a acestei boli. Și în 1882, un microbiolog, medic-microbiolog din Germania, Robert Koch, a făcut descoperirea și a descoperit bacilul Koch. Pentru descoperirea aceasta, el a fost, i s-a oferit premiul Nobel. Și din 1882, de acum știm că tuberculoza e provocată de bacilul Koch. Și în anul 1993, de acum această problemă se socoate o problemă mondială și din acest an, 24 martie, este consacrată anume ziua de luptă împotriva la tuberculoză și profilaxia tuberculozei. Tuberculoza este mai întâi de toate o maladie socială. Domnul Lupașcu, ce fac autoritățile pentru a combate tuberculoza la nivel raional? În primul rând trebuie să vorbim despre aspectul social și să începem de la aceea că societatea și în general medicina în profilaxia bolilor și nu numai bolilor infecțioase are o atribuție nu mai mult de 10-15%. În rest, totul depinde de societate. Tot așa e și la maladiile de tuberculoză. Maladia tuberculoză. Pentru că tot ce ține de tuberculoză este direct proporțional cu socialul, cu starea economică, cu starea familiilor și așa mai departe. În acest context, bolnavii de tuberculoză rar întâlnim cazuri când se îmbolnăvesc tuberculoză pacienți din familie îndestulate, care trăiesc, care duc un trai decent. Majoritatea sunt bolnavi care sunt într-o stare mai deplorabilă familiară, cu un statut social mai mic, mai un statut social mai, adică nu social, dar un nivel de trai mai scăzut și mai adică înțeles toate problemele, problemele începând cu migrația, cu tuberculoza este boala sărăciei, boala sărăciei, într-adevăr. Nu este obligatoriu, dar desigur că este un factor predominant. Ceea ce ține de autoritățile publice locale, de când știu, sunt niște măsuri care
ar contribui într-un fel la diminuarea acestor maladii și este un plan de măsuri la nivel regional, chiar la nivel republican, hotărâre de guvern care ar vrea să că prescrie niște măsuri la nivelul administrației publice locale care trebuie de întreprins pentru diminuarea acestor maladii. Inclusiv, ar fi foarte bine dacă noi am putea, dacă administrația publică locală ar putea interveni, de exemplu, cu prestarea a unor condiții de trai mai decente pentru acești bolnavi, adică locuință socială sau îmbunătățirea condițiilor de trai, ceea ce este prevăzut de fapt și în hotărârea de guvern. Ajutor material, alte tipuri de ajutoare, prestații pentru foi la sanatorii și mai departe. Ce se face concret? Referindu-ne la raionul Glodeni, situația este bine cunoscută, că administrațiile publice și locale nu dispun de locuințe sociale. Adică este o locuință socială care a fost distribuită mai înainte, acum, în momentul de față, nu sunt așa locuințe sociale sau de rezervă unde ar putea fi plasați sau prin care s-ar putea îmbunătăți condițiile trai a celor care practic nu le au. În legătură cu aceasta se întreprind alte măsuri, de exemplu, acordarea unor ajutoare materiale de o singură dată, o dată în an, acestor familii. Acești bolnavi, în afară de ceea că pe linia medicală, pe linia centrul comunitar mai au niște facilități în privința la asta. Noi contribuim într-adevăr în baza datelor pe care le avem datelor pe care le avem statistici, nu numai statistici, dar chiar precise, vreau că noi contribuim, am spus, cu niște ajutoare materiale. În fiecare an câțiva bolnavi de tuberculoză care necesită sunt ajutorați material. De exemplu, Consiliul Raional poate să acorde un ajutor material până la 5.000 de lei în baza unei cereri a pacientului sau dacă intervine medicul, ftiziopneumolog și mai departe. Ce mărime este acest ajutor? Până la 5.000 de lei. Da. Una la mână. A doilea, vreau zic, toți copiii din focarele tuberculoză care au contactat, care sunt în contact cu bolnavă tuberculoză și nu prezintă niciun pericol pentru ceilalți care sunt în jur și ei, de fapt, nu prezintă pericol fiindcă ei sunt copii sănătoși, dar care au fost în contact și care necesită o întremare a sănătății sunt incluși în lista în lista copiilor care primesc foi la tabăra Andrieș. Noi avem tabăra Andrieș și în fiecare an. De acum avem lista copiilor care se vor odihni în tabăra Andrieș pe vara aceasta. Am primit-o de la Centrul de Sănătate Publică. Noi includem această listă în lista copiilor care primesc gratis aceste foi. Aceste foi sunt acordate de către Consiliul Regional. O parte sunt acordate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, dar aici intră nu numai copiii bolnavi cu tuberculoză, dar toți din familii vulnerabile, dar și copii dotați. Și iată, asta este tot un pas care îl face, vreau zic, administrația publică locală. Eu știu că sunt multe primării care acordă ajutor material din fondul de rezervă a primăriilor acestor bolnavi. Da. Fiindcă ei nu refuză, fiindcă aceștia sunt locuitori din satul lor, din comuna lor și ei nu, de obicei, Consiliul Local a primăriilor nu ezită să acorde acest ajutor bolnavilor tuberculoză. Familiilor. Mai sunt și alte forme de ajutor, să zicem, o consulare psihologică, iată, de exemplu, o să vorbească aici, fiindcă asta în cadrul centrului comunitar. În general s-a schimbat o leacă atitudine de când a fost creat acest centru
și atitudinea, dar și eficacitatea profilaxiei tuberculozei de când s-a creat acest centru, fiindcă, într-adevăr, bolnavii au căpătat încrederea în medici, sunt monitorizați permanent familiile, atât din punct de vedere a tratamentului, cât și din punct de vedere a profilaxiei. Vreau să vă întreb, care este atitudinea societății, pentru că știu că în anii precedenți am discutat despre discriminarea persoanelor cu tuberculoză. Se mai întâlnesc asemenea cazuri de discriminare a persoanelor? Doamna medic, dumneavoastră, sunteți mai aproape de pacienți și cunoașteți? Se mai întâmplă, dar mai rar, de atât cum noi discutăm cu populația, se duc lecții în diferite colectivități, în afară că vorbim cu familia, consiliem, și atitudinea față de pacient, față de familie se schimbă. Dacă e același om care pur și simplu s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit și care e ideea că când vorbim cu populația, că oricare poate face tuberculoză, boala nu alege, că poți să fii să ai un nivel de viață înalt și să fii condiții foarte bune, dar dacă ai diabet zaharat, poți să faci tuberculoză, adică o patologie cronică care micșorează imunitatea. Și deci totuși până la urmă boala nu alege și, nu alege. Și fiecare poate face tuberculoză, pentru că datele statistice prezentate de Centru PAS și de organizațiile internaționale demonstrează că o treime din populația de pe globul pământesc sunt infectați cu bacilul tuberculozei, bacilul Koch. Da? Da, este infectat. Asta înseamnă că în plămâni se menține bacilul Koch în forma L, forma neactivă. O persoană poate să trăiască toată viața cu forma asta neactivă a bacilului și să nu facă tuberculoză. Dar din undeva 10% din persoane, dintre acestea o treime, pot face tuberculoză pe parcursul vieții. Contactul poate să fie în copilărie, tuberculoza poate să facă 30-40 de ani. Pe fond de imunitate scăzută, stres, migrație și poate să fie și suprainfecție. Și asta ar putea o influență, da? Care ar fi simptomele tuberculozei? Am vorbit că preponderent afectează plămâni, respectiv simptomele sunt legate cu sistemul respirator. Primul care ne pune în gardă este tusa mai mult de 3 săptămâni cu spută sau fără spută. Poate să fie febră, subfebrilitate, înădușală, pierdere în greutate, inapetență, durere în cutie toracică și transpirație nocturnă. Asta e specific. La apariția acestor simptome, dacă faci tratament la copii, am putea spune că poate nu-i tusa, dar copilul rămâne în urmă cu dezvoltarea, mănâncă rău, poate slăbește. Și la apariția acestor simptome, dacă faci un tratament nespecific cu antibiotice și nu e efect la tratament peste 2-3 săptămâni, atunci trebuie să ne gândim, poate să fie o tuberculoză. Oricare persoană trebuie să adreseze la medicul de familie, se fac 2 investigații de bază pentru tuberculoză, asta e microscopia sputilabar și radiografia pulmonară, la copii se mai face și react proba Mantoux. Și în bază la aceste 3 investigații poate depus diagnoza. Și în caz că este tuberculoză, trebuie cât mai precoce inițiat tratamentul. Cu cât mai precoce l-am inițiat, cu atât durata de tratament e mai mică. Deci, să înțeleg că tuberculoza poate fi tratată, da? Da, poate fi tratată. De obicei, tuberculoza clasică care răspunde la antibioticele clasice se tratează în jur cel puțin 6 luni până la 12 luni, dar mai este și tuberculoza multidrog-rezistentă, care durata tratamentului ajunge până la 24 de luni. Care sunt problemele psihologice pe care le întâlnesc bolnavii tuberculoze? De obicei, persoanele cu tuberculoză, cu această maladie, sunt predispuse foarte mult la stres. Din această cauză și familia dată este predispusă la stres. Relațiile din această familie devin mai nu atât de strânse, din contra sunt tensionate. Pacienții de obicei suferă de inhibiție, sunt mai agresivi, nu înțeleg rostul lumii, pierd contactul cu membrii familiei. De aceea noi suntem aici la centru pentru a susține și a le arăta calea corectă pentru o comunicare eficientă în familie și pentru susținerea normală, cum ar trebui să fie într-o familie dată. Iată, ați vorbit de o mulțime de probleme
Cum încercați să le soluționați împreună cu pacientul acesta? Încercăm prin mai multe metode. Două dintre ele ar fi consilierii în cadrul centrului între pacienți, colectivă. În acest caz, pacienții au posibilitatea de a-și cunoaște problemele unul cu altul, să susțină unul pe altul, se încurajează, la fel și consilierii în cadrul familiei, le spunem și le susținem că această maladie este o maladie care se tratează. În schimb, trebuie să depună efort pe o perioadă de timp mai îndelungată și să se... Și atunci este succes. Da. Ați vorbit, deci care este reacția familiei sau a bolnavului când află că e bolnav de tuberculoză? Cum am mai spus, la prima fază este stresul foarte mare. Însă, cu ajutorul medicilor se... Cum încercați, iată, împreună cu doamna medic, iată, să colaborați? De cele mai multe ori monitorizăm cazurile. Ne ducem în familie, ținem discuții, încercăm cu apeleul să le acordăm ajutor material, să poată să fie integrați în societate. După tratament, noi le facem plan de reabilitare, le facem un avânt spre societate, îi susținem. Și dacă e să vorbim despre care este prima problemă, ați spus că stresul, persoana e șocată, normal, e firesc ca să fie așa când aude de tuberculoză. Ce face familia în acest caz? Se întoarce cu spatele? La început, pentru toți este un stres mare. Pe urmă, după ce medicul încearcă să lămurească că este o maladie care se tratează, încearcă să conștientizeze faptul că da, este o soluție, Doamne ferește, nu-i cancer, și este o soluție spre vindecare și încearcă să-și revină din stres. În discuție cu alte persoane, deci iată, am înțeles că totuși sunt cazuri când tuberculoza nu poate fi tratată. Da. Ce se întâmplă în acest caz? Sunt momente. Avem, de obicei, nu se tratează în cazul când e depistat cazul foarte tardiv, când într-atâta s-a afectat plămânii, de acum acolo nu mai este efect. Și de obicei, în caz tardiv, când inițiez tratamentul, până la două luni, pacientul poate să decideze, pentru că el nu are puteri să reziste la tratamentul de tuberculoză. Și mai este cazurile când avem tuberculoză multidrog rezistentă, care de acum devine XDR. Pacientul devine rezistent la cel de tuberculoză și la preparate de linia a doua. Și atunci el încetșor stânge. De obicei așa și merge parcurs la 2 ani, el decidează. Dar aș vrea să spun că în ultimii ani decesurile de tuberculoză la noi tot se micșorează. Au fost în 2012 au fost 10, de acum în 2013 au fost 7, e ca primul trimestru se termină și nu avem niciun deces și toți pacienții sunt în formă bună, adică nu să așteptăm că să fie de undeva un deces, sperăm ca anul acesta de orice și mai puțin. Pentru că în ultimii ani vorbim și monitorizăm și noi mass media, deci ce se întâmplă în societate cu tuberculoza, iată, s-a schimbat comportamentul, că de obicei problema cea mai mare era în țară adresarea tardivă la medic. Pacienții și-au schimbat, oamenii și-au schimbat comportamentul. Parțial s-au schimbat. Noi totuși e problema în raion, eu socot că principala problemă e că noi nu putem face examinarea asta microradiografică pe loc. Și poate pacienții ar fi venit. Așa la bălți pentru dânsă e problemă să plece. Medicii de familie sunt destul de atenți față de asta. Că noi, practic, ca centru comunitar, monitorizăm fiecare centru de sănătate, fiecare localitate unde este pacient cu tuberculoză. Și dacă nu suntem în fiecare lună, la fiecare două luni noi suntem în teritoriu. Știi, fiecare dată întrebăm. Aveți suspecți că medicul de familie știe fiecare persoană din localitate. Și el, dacă a observat ceva că acolo este, chiar dacă el nu se adresează, el activ îl depistează. Și e foarte vigilență privința asta. Și aș spune că cazurile tardive vin migranți.
Anul acesta am depistat un caz în Glodeni, o persoană care nu s-a aflat în teritoriu 7 ani de zile și a venit în foarte, stare foarte gravă. Dar e că recent am primit cultura și e sensibil, înseamnă chiar șansa să trateze. Adică nu e, e formă clasică de tuberculoză care până la 12 luni noi sunt reintegrăm în societate. Dar de acum e îmbucurător. Da, s-a adresat tardiv, de că eu venit din Rusia. De psihotare, da? Da. Câte localități în raionul Glodeni sunt afectate de această maladie? Dacă... Eu aș spune că majoritatea localităților sunt câte un caz, 2-3 cel mult, așa, sunt repartizate. N-am avut, vreau să numesc localitățile unde n-am avut tuberculoză în practica mea, activă în Bisericani, Cot Sergiene, că este localități micuți, și cam este. În Bisericani n-a fost înregistrat niciun caz cât de tuberculoză. Deci acolo unde e puțină populație, unde nu este așa. Unde nu e focar, unde e puțină populație, unde nu este intervenția și migrația așa de mare. Unde e un sat cu populație bătrână care nu migrează. Ei stau pe loc acolo în anturajul lor. Dar rest în toate localitățile câte un caz. Se întâmplă când, de exemplu, anul acest, anul trecut la Caminca au fost 2 recidive, dar nu au fost cazuri noi. Posibil anul ăsta să nu fie niciun caz, că nu avem focare acolo cronice. De obicei apar cazuri acolo, nu este focar cronic, care încă se menține, poate ne-i depistat. Iată cum reacționează localitatea când apar cazurile acestea? Nu discutăm. Discutăm. Că noi, când e cazul, plecăm în teritoriu și se face un plan de intervenție a cazului și a familiei, că el e caz, adică pacient împreună cu familia. Mergem la, împreună cu medicul de familie și cu asistent social, vedem ce se poate de făcut. Și clar că discutăm cu vecinii, cu tălămurim, mai ales când e o persoană stimată în sat, care nu e, n-are probleme cu vecinii, lumea îl susține. Mai greu când sunt persoane asociale. Atunci, de acum, împreună cu vecinii, tot așa, cu vecinii, cu medicii de familie, cu asistența socială, îl facem să fie mai bun, să termine mai serios față de sănătate și, până la urmă, toți ajută. Toți? Da. S-a schimbat, mentalitatea. Adică atitudinea societății față de tuberculoză, de ce? Fiindcă acum nu se mai vorbește cum era înainte. Eu țin minte când am venit la lucru, și mai înainte se vorbe despre tuberculoză leacă altfel, că iată, are oftigă, așa se numea în popor boala și era un stigmatizat într-un fel. Acum lumea e informată altfel, oricum e mai informată cum era înainte, prin toate căile. Și desigur că aici intervin și alți factori, cum ar fi, de exemplu, clar lucru că dacă este o familie care folosește alcool, bolnav, care abuzează de alcool sau comportamentul este altfel. Sigur că aceasta este și supus riscului de molipsire a tuberculozei, în primul rând, atât de molipsire cât și de recidivare și așa mai departe, fiindcă e clar, noi e bine cunoscut faptul ce contingent avem noi și sunt și bolnavi care folosesc tuberculoză plus alcoolism cronic, tuberculoză plus dereglări de alte, tuberculoză plus o boală cronică și așa mai departe. Deci aici. Și aici intervin și alți factori. Noi am vorbit despre migrație, dar trebuie să vorbim și despre nivelul de alimentație a familiei. Noi cunoaștem că doar nu fiecare își poate permite, să zicem, să alimenteze la o, din sursele care le are la un nivel așa mai normal. Și desigur că dacă nu este proteină în organism și nu este vreau să zic că nu este permanent organismul să lupte și să află în deficiență de diferite substanțe, desigur că el își pierde imunitatea așa mai departe. De asta și se întreprind și măsurile astea la nivel de stat. Iată, de exemplu, copiii până la 4, clasa 4, sunt alimentați în școli, obligatoriu. În afară de asta și se monitorizează alimentația în școli ca să fie variată după diferiți indici și așa mai departe, calorii.
și părinții care își pot permite, vreau să zic, își pot permite, ei pot să contribuie ca copiii să alimenteze nu numai până în clasa 4, dar și mai departe, chiar și până în clasa 10-11, ca să primească acolo un dejun cald sau ceva la școală. Pentru asta vreau să ei își trebuie să achite, fiindcă statul până când nu își poate permite ca să achite alimentația copiilor până la clasa de liceu sau și așa mai departe. Deci sunt niște măsuri care se întreprind la nivel așa de stat. În afară de asta, chestiunile astea cu care se practică printre tineret, sportul, activitățile sportive, activitățile, diferite feluri de activități active, acestea tot contribuie la însănătoșire, la întremare, la menținerea sănătății, călirea organismului și așa mai departe. Acestea sunt lucruri bine cunoscute de către societate, de către școală. Chiar și în grădiniță să fac niște măsuri așa ca copiii să permanent să atrage atenție la chestiunile astea. Altă treabă e că, desigur, că noi avem în societate încă de lucru cu anumite pături, cu anumite vicii. Am vorbit despre alcoolism, să nu uităm că odată cu liberalizarea, tot cele s-a liberalizat și producerea alcoolului în condiții casnice și așa mai departe. Noi am avut cazuri de tuberculoză unde familii unde chiar se produce și se vinde, acolo au fost focar de tuberculoză, unde s-au îmbolnăvit mai mulți. Dar, desigur, era un viciu care, și într-adevăr, el persistă în ziua de astăzi și aici trebuie să mobilizeze nu numai lucrătorii medicali. Am spus că lucrătorii medicali nu sunt în stare să combată tuberculoza de sine stătător. Aici societatea, toți, pedagogii, organele de resort, organele de poliție, așa mai departe, au de lucru, este de lucru, fiindcă viciile astea sunt combinate, se combină unul cu altul și asta aduce numai la... Da, și desigur că noi cunoaștem problemele, condițiile de trai și economia, migrația, așa mai departe. Cazuri de tuberculoză din rândurile migranților sunt statisticile. Ele persistă și o să persiste atâta timp cât o să avem procentul de migrație așa de mare, mai ales din țările unde muncitorii, oamenii noștri lucrează în condiții inumane. Inumane, chiar, da. Am vorbit despre simptome, am vorbit despre faptul că a fi infectat nu înseamnă a face tuberculoză. Ce facem, unde ne adresăm și cine ne poate susține dacă facem tuberculoză? Am mai spus că se adresează pacientul la medicul de familie, medicul de familie face investigațiile minimale, uh-huh, și atunci pacientul vine la fizio-pneumolog și când este pus diagnoza de tuberculoză activă, sunt două forme, forma deschisă, tuberculoză pulmonară, forma deschisă și forma închisă. Formele deschise se tratează în staționar timp de 2-3 luni. Asta e condiția, adică noi trebuie să izolăm pacientul de familie, de societate, până la bacelare. Dar forma închisă, facem tratamentul de start în condiții de ambulator. Și aș vrea să spun că medicamentele antituberculoase sunt gratuit, ceea ce trebuiește mai adăugător hepatoprotectoare, vitamine, de acum pacient trebuie să le procure din surse proprii, deci, bănești. Dacă bolnavul s-a adresat la medicul de familie, da? S-a depistat, medicul de familie îl trimite la dumneavoastră la centru, da? Da. A depistat că are tuberculoză, dar este într-o stare defavorabilă, deci nu are bani să vină în fiecare zi la Glodeni, da? Nu vin pacienți în fiecare zi. După ce am depistat pacientul și indicăm tratament, tratamentul urmează la locul de trai. Uh-huh. Medicul de familie lunar primește medicamente, are foaia de tratament, pacientul se prezintă zilnic la centru de sănătate sau la oficiul medicului de familie și ridică medicamentele față de asistenta medicală, trebuie să vezi că l-au băut toate pastele.
Pentru asta, că pacientul este disciplinat și urmează tratament supravegheat, noi avem facilități. Se eliberează bonuri alimentare pacientului, care e un bon pe zi, e 35 de lei. Îl eliberăm de la glodeni. El la glodeni se prezintă o dată în săptămână, înseamnă că ridic 7 bonuri, câte 35 de lei și de la magazin e produs alimentare. Ulterior, după ce perioada de eliberare a bonurilor este o anumită perioadă, la fiecare pacient e diferit. După, pe urmă, îi se rambursează și cheltuielile de drum, îi le plătim. În afară de aceasta, după ce de acum noi mai eliberăm bonuri, noi activăm, conlucrăm cu ONG-ul AFI din Chișinău, care lunar, prin banca de economii, transmite pacienților câte 300 de lei, fiecare pacient. Ca să primească 300 de lei, el trebuie să fie disciplinat, să prezinte iarăși supravegheat tratamentul sau urmează și să nu aibă absență. Dacă pacientul are absență, face absență parcursul lunii, atunci lui nu îi se eliberează și 300 de lei. Respectiv așa și cu bonul alimentar. El primește pe ziua când urmat medicamentele. Și aș spune că atunci când e tratamentul strict supravegheat, atunci noi avem și reușiți foarte buni. În anul 2013, rata de succes a tratamentului ăsta numai între bacelari a fost 88,8%. Asta e un procent foarte mare. Când e pe Republic, 62%. Dar dacă mai adăugăm aici și pacienți care nu au fost bacelari, apel poate să ajungă și la 90 și ceva. Și că asta e datorită la aceea că medicul de familie împreună cu echipa sa se atârnă serios față de tratamentul bolnavul și familia se atârnă serios și centru comunitar cu monitorizare, cu control și cu suport. Deci, pe de-o parte, facilități suport și, pe de-altă parte, disciplina bolnavului. Disciplina bolnavului e foarte importantă aici. Dacă nu primești medicamente la timp și în volumul care scade... Și aici eu aș mai sublinia, dumneavoastră vă să referit la aceea că bolnavul se adresează la medicul de familie și este... El poate fi numai suspectat. Medicul de familie suspectează tuberculoză, dar iese pe urmă să confirme... La noi. Da, în centru. În afară de asta... Un factor foarte important este depistarea precoce, adică depistarea foarte înainte de ca bolnavul să simtă de acum că el are aceste simptome tuberculoză. Deci este medicul de familie acolo, fiindcă el mai face și vizite și așa mai departe. Și la o mică suspecție, el în primul rând trebuie să suspecteze această maladie. Fiindcă uneori e târziu de acum când se adresează, de acum bolnav, adică el este într-o fază leacă mai tardivă. Cu cât mai precoce este depistat, cu atât efectul de tratament este mai bun. Vroiam să vă întreb încă și despre faptul că în ce caz pacientul este internat în spital? În cazul când este bacelar și are acasă copii mici sau nu are condiții bune de viață, că dacă e situația materială foarte bună și copii mici nu, noi îi lăsăm și acasă să trateze bacelari. Și când chiar dacă nu-i bacelar, are patologii concomitente, adică el foarte greu suportă tratamentul. Dacă avem tratamentul bolnavilor mitere, tot se recomandă primele 6 luni să le urmeze în staționar. Preparatele sunt foarte... toxice și organismul foarte greu se adaptează. Deci știu că o problemă mare pentru persoanele care fac tuberculoză este însuși primirea acestor preparate, un număr foarte mare, 17 da. Tablete. Asta la mederie, da, 6-11 pastile, primele 2-3 luni 11 pastile și apoi urmă 4 sau 7. Și am înțeles că aceste pastile pot să influențeze diferit asupra organismului? În majoritatea cazurilor, pacientul suportă foarte bine tratamentul. Dacă regulat le urmează la aceeași oră și dacă au o alimentație bogată și se atârnă serios, le suportă foarte bine. Puțini pacienți fac reacții adverse. Și plus hepatoprotectoare, da, care da, mai e ca să nu și vitamine. Vitamine, da. Și desigur că alimentația trebuie să fie foarte... Alimentația bogată în proteine și vitamine. Tot mai des se întâlnesc cazurile multidrog-rezistență de tuberculoză. Care este cauza apariției acestei tuberculoze multidrog-rezistente? Tuberculoza rezistentă avem la bolnavii care fac recidivă de tuberculoză. Recidiva asta înseamnă că în trecut el a făcut și a primit tratament cu preparatele clasice,
a doua oară când face tuberculoză, dacă el face din sechelele, din calcinatele care au rămas în plămâni, de acum tuberculoza este rezistentă. Atunci el trebuie de acum să-l tratăm cu preparat de linia a doua. Alt caz, atunci când un caz nou, un pacient care prima dată face tuberculoză, contactează tuberculoza de la un bolnav de acum cu bacil rezistent. Asta e foarte grav, că vin tineret care îți spui, are 15-18 ani, 20-25 și el face tuberculoză mult de rezistentă. E foarte stresant. 2 ani de zile, un om tânăr, să-l ții legat de casă. Asta e cel mai mare stres. Nu atât cât e bolnav, durata tratamentului. Asta e problema. Și noi trebuie să-l menținem aceste 24 de luni, să-l menținem. Adică asta e momentul cel mai greu. Sunt unii că nu rezistă. Nu rezistă și pleacă. Deci, iată, am cunoscut și cazuri când, deci am citit cazuri când mulți bolnavi refuză tratamentul. Nu mai au puteri să trateze până la urmă. Ce sfaturi le oferă doamna psiholog? De cele mai multe ori trebuie de dezvoltat motivația. Cum a spus doamna Ludmila, încercăm prin mai multe beneficii, cum ar fi acești 300 de lei, bonuri alimentare, să le motivăm să treacă pe etapa aceasta. Tot depinde de motivație. Să luăm un caz concret, chiar și un om sănătos la o simplă răceală, nici de cum nu o să vă duc tratamentul până la sfârșit, pentru că așa e motivația, așa e psihologia omului. De aceea încercăm prin mai multe... Ce poate să-i motiveze pe bolnavi să urmeze tratamentul până la sfârșit? Numai cazul când aducem la cunoștință că boala dată, maladia dată, se tratează. Și da, este... Sau viceversa. Sau dacă nu tratez. Dacă da, nu tratez, duce la... Deces. Da. Și iată, pentru că și am întâlnit persoane care au făcut tuberculoză și au spus, au recunoscut că au fost zile când n-au primit tratamentul. Și asta... Când au fost cuminți, adică într-un fel, când au fost cuminți, au refuzat să primească tratamentul, totuși până la urmă a înțeles că este necesar să primești tot tratamentul. Este foarte important. Cum le explicați bolnavilor că ei să înțeleagă că este important să primești în fiecare zi tratamentul până la urmă și nu trebuie să abandonezi nicio zi din... De obicei, la nivel medical, de sănătate, ei tratamentul duc până undeva, până 3 luni, dacă nu mă înșel. După aceasta, ei se simt mai bine și renunță la tratament, că eu mă simt mai bine, nu am nevoie de tratamentul vostru, n-ar nevoie de nimeni. Noi încercăm să le spunem că tratamentul este de dorit să fie până la capăt. Pentru că dacă ei până la 3 luni o să iei medicamentele și pe urmă refuză, simt mai rău și iarăși vin la noi și cer iarăși să fie implicați în tratament. Și le spunem din start să țină tratament, să ducă tratamentul până la capăt, pentru că să nu piardă timpul ăsta din urmă, care 3 luni, de exemplu, să le piardă și iarăși să revină, pentru că de fapt pierde 3 luni. La început. Este greu să îi convingi? Da, pentru că sunt diferite comportamente ale oamenilor. Care este comportamentul tipic, iată, al omului? Dacă să luăm la nivel psihologic, sunt 4 tipuri de comportament al omului. Uh-huh. Coleric, flegmatic, sangvinic și melancolic. Uh-huh. După aceasta, vedem, melancolicul trebuie să-l ținem la nivel psihologic mai apropiat. El întotdeauna să caute, să plângă cuiva, să... Și încercăm, uh-huh, după tipul de comportament să-i monitorizăm și să-i susținem mai departe. Uh-huh. Și care ar fi, iată, ați început despre melancolic, că este persoana care se plânge, da? Da, întotdeauna. Flegmatic? Flegmaticul este mai ușor, adică când da, când nu, adică el este confuz uneori. Sangvinic se aseamnă tot ca și flegmaticul, numai că este mai ager. Da. El, adică mai mult. Iar colericul este foarte...
aș spune chiar mai mult, o lexică agresiv. Coleric, adică merge ca tancul, adică el nu are altă viziune. El merge înainte, nu interesează pe nimeni absolut. Cum ar fi să reacționăm, iată, cu o persoană care este agresivă? De cele mai multe ori, chiar și când am făcut seminar cu asistenții, le-am dat unele indicii cum se comportă cu aceste persoane. Uh-huh. O persoană mai puternică, când stă în fața ta, trebuie să-l privești direct în ochi, ca el să simte că tot ești o personalitate, ai temperament și ești poate și mai curajos ca el. Cât de important pentru bolnavi este comunicarea cu cei din jur? Iată, ca oamenii să înțeleagă că pacientul are nevoie de susținere. Comunicarea are un rol destul de important, mai ales când e persoana bolnavă de tuberculoză. Pentru că fără comunicare, cred că nici un om la nivel medical sănătos nu ar putea să reziste. Comunicarea trebuie să aibă loc. Da, dar de obicei în timpurile acestea, când toți suntem grăbiți, ocupați, cu alte probleme, știți, pacientul poate se rușinează să întrebe unele lucruri, iată. Ce înseamnă o comunicare eficientă? Cum am mai spus, la noi în cadrul centrului are loc comunicarea între bolnav, pacient cu pacient. Eu cred că ei cel mai bine se simt în cadrul centrului, pentru că acolo ei își destănuie orice durere, orice emoție între ei, adică între pacienți. Așa la fel și în cadrul familiei. Familia îl susține până la urmă pe pacient? Da, din toate cazurile care le avem noi la centru, foarte mult familia susține. Da, ți-a avut cazuri când familia s-a întors cu spatele la pacient? Din cât știu, nu. Nu. Din contră, avem un caz la, moment, nu. La dușman. Este un caz când mama... Pacientul nu era cu tuberculoză. Cu sechele, dacă nu mă înșel. Și mama din contra, du-te, treci controlul medical și ne aduci scris de la medic, tu ești perfect sănătos. Adică, din contra... Din cauza că e conflict în familie, adică el se purta foarte urât cu rudele și de tot nu o primeu. Și motivația că să nu o primească, că e bolnav de tuberculoză. Adică aici e mai profund, asta nu e din nivel medical, dar e așa mai... Nu e din nivelul nostru, da. Dar, în general, familia susține. Și așa, la momentul cu bolnavul, când inițiază tratamentul, primele 2-3 săptămâni, cel mult o lună, pacientul se simte practic sănătos. Cât e de greu să-l menții cel mult încă 5 luni în tratament. Da. E atâta noi îl lămurim. Și nu numai că îl lămurim, dar îi facilitățile care le avem pe parcurs tratamentului, toate ajutoarele. Și a doilea, tratamentul supravegheat. Ai să primești, trebuie să bei pastile, de atât că el simte foarte bine și nu e indiferent de nivelul social și nivelul de dezvoltare a pacientului. Poate fi același profesor și medic sau asistent medical și poate fi mai irresponsabil față de unul care nu are studii. Așa e psihologia. Eu mă simt sănătos, deci eu trebuie să beau pastile astea. Iată, din 1990 a fost programul DOTS pus pe nivel mondial, anume tratamentul strict supravegheat. Strict supravegheat. E că asta e scopul. Și s-a demonstrat că dacă e supravegheat, atunci avem rezultate. Fiindcă înainte bolnavii se spitalizau și îi aduce pastilele, îi le aruncau pe o gradă, pe un viceu și un așa, nu se tratau. Și practic stăteau acolo 5-6 luni închiși în spital. Coercitiv, așa, dar efectul nu era așa. Ei veneau practic și acolo, desigur, companie, alcool, țigări, fumat, una alta, contingent, așa știți. Printre cazurile depistate în raionul Glodeni, prevalează bărbații sau femeile? Bărbații. Bărbații. Doi la unu, așa undeva. În toate general, chiar tuberculoza, în aspect statistic, prevalează genul masculin, da.
Da, și aș vrea să mai spun. Pentru că aici sunt mai multe, începând cu fiziologia organismului femeiesc și terminând cu aceeași migrații, cu aceeași da, contact și așa mai departe, fumat, toate acestea sunt viciile. Desigur că viciile sunt răspândite mai mult la genul masculin, același fumat, alcoolism, cu toate că avem și de partea ceilalaltă, alte vicii, dar tot vicii, mă rog. Și aș vrea să spun că când face o analiză, făcut analiză la cazurile noi depistate din populație. Și am împărțit grupele de risc, populația sănătoasă și contingentul periclitant. Și grupelor de risc le revine 80% și contingentul periclitant și populația sănătoasă numai câte 10%. Așa că noi în grupele de risc trebuie să scătăm tuberculoza. Dacă de acum împărțim în grupa de risc, prima, undeva la 33-30% sunt migranței, undeva la 30% revine la alcoolism și patologia concomitentă, diabetul zaharat, patologia pulmonară cronică, că asta predomină. Și maladie sida, adică este să... Dar ați venit cu rezultate bucurătoare dacă ați depistat anul trecut... 34 de cazuri noi. 34. Și în acest an, în primele 3 luni, doar 5. Avem numai 5. Asta e mult sau puțin comparativ cu anul trecut? Mai puțin. Mai puțin. În descreștere. Da, anul înainte. Toate... Acum și se apropie Paștele, vin migranții noștri la sărbători și poate să ne mai aducă. Pot să mai apară, da? De obicei, odată cu revenirea acasă a migranților, da, numărul... Până ajung de anul nou și după anul nou, luna decembrie, ianuarie, o parte din februarie și apoi urmă să începe aprilie, mai, iunie și apoi iarăși august, septembrie și cum revin. Când august tot îți nunț și iarăși revin în țară. Vrem să vă întreb, pentru că ați vorbit de migranții din Europa sau din... Federația Rusă. Noi analizăm fiecare caz și din majoritatea din Federația Rusă. Mai s-au mai întâmplat cazuri din România, Cipru și Portugalia. Câte un caz odată în an, așa poate fi, da. Dar Federația Rusă. Federația Rusă prevalează, da? Deci, da. Și atunci când ei află că pleacă înapoi la muncă sau nu? După tratament, da, mulți se întorc înapoi. Și dacă ajung iar în condiții nefavorabile acolo? Noi îi pretâmpinăm, noi le spunem că voi dacă să fiți tot în aceleași condiții cum ați fost, la boala se întoarcă. O să întoarcă, da? Și da, și de obicei poate să întâmple 2, 3, 4, 5 ani fac recidiv. Recidiv. Da, dar nu să ședeți recidivele, că spunem că asta e lege. Vedeți ca și după fiecare boală infecțioasă rămâne și o imunitate infecțioasă, cum n-ar fi, că poate fi imunitate, zicem, de post-vaccinală, artificială, dar este imunitate infecțioasă. Imunitatea infecțioasă, la unele boli, imunitatea infecțioasă în general e pe tot parcursul vieții. Dacă ai fost bolnav de rugiolă în copilărie, nu mai faci rugiolă toată viața sau de variolă. Dar tuberculoza poate reveni. Tuberculoza revine. De asta, a treia, de asta și vaccinarea, fiindcă noi avem vaccinare la câteva ore, după naștere o zi și avem revaccinare de acum la înainte de școală și mai avem revaccinare încă una și de acum atunci vreau să zic că imunitatea artificială la tuberculoză nu e așa de vreau să zic că cum spun, efectivă, așa e vaccinul, așa înaintat. Dacă vorbesc de vaccin, aș vrea să fac un accent, ceea ce specific pentru Republica Moldova. Noi avem prima vaccinare cu BCG la maternitate, a doua zi de naștere și a doua revaccinare la vârsta de 6-7 ani. S-a păstrat în spațiu european numai în țara noastră, datorită la acest moment, noi nu avem tuberculoză la copiii Republică. Adică la o incidență mare la maturi, noi avem foarte mică incidență la copii, datorită că copiii sunt vaccinați. Și copiii care fac tuberculoză forme limitate și nu fac cum era cândva meningită tuberculoză de care copiii decedau, ori tuberculoză generalizată. Și asta e datorită la aceea. Aș spune că în Italia copiii nu se vaccinează, la noi mulți acolo sunt Spania și când vin copiii, noi suntem nevoiți să le facem calendarul de vaccin, să-i vaccinăm.
Ce sfaturi ați vrea să le dați oamenilor din punct de vedere medical? Da, ca să nu facă tuberculoză, în primul rând, un mod de viață sănătos. Evitarea fumatului, alcoolului, o alimentație bogată în proteine și vitamine. Lucru... Proteine, asta înseamnă carne. Carne, lapte, ouă. Da. Da. Și legume boboase, care tot conțin proteină vegetală. În afară de aceasta, să aibă un regim sănătos. Adică ore dormite, un regim alimentar că tot la oră să fie, să ocupe cu sportul, ceea ce depinde de, în general. Da. Profilaxia specifică, v-am spus, la copii cu revaccinarea, și mai este chimioprofilaxia atunci când avem focar de tuberculoză, administrăm un preparat izoniazid de la membrii familiei ca să nu facă tuberculoză. Adică datorită la acest preparat, dacă persoana e infectată, atunci ea se vindică de infecție. Uh-huh. Și în caz de simptome, numai decât să se adreseze la medicul de familie, la noi medicina, eu aș spune că e corect în țară. Este medicul de familie, aveți în fiecare localitate, adresați-vă la medicul de familie cu orice care problemă, nu numai cu tuberculoză, și atunci se poate te rezolvat. Așa, și doamna psiholog, ce sfaturi? Un sfat către societate ar fi că să fie mai blânzi spre această chestie, să ajute persoanele care au fost cu această maladie, să se reintegreze în societate prin ajutorul societății, și pentru că cu oricine poate să se întâmple. Cu oricine, da. Poate să se întâmple. Și mai mult comunicare în cadrul familiei, pentru că dacă este comunicare și este înțelegere în familie, se va rezolva totul. Da, și domnul Pașcu, dumneavoastră... Administrația publică va susține, a susținut și va susține familiile de tuberculoză din punct de vedere material, în măsura posibilităților. Ceea ce s-a vorbit, ba din contra, vom mai căta și alte modalități de susținere pentru a facilita într-un fel starea, pentru a îmbunătăți starea socială. Aici sunt foarte mulți factori care influențează, dumneavoastră ați auzit în emisiunea de astăzi, și eu știu, cu eforturi comune să contribuim la, dacă nu la despre lichidare nu vorbim, dar despre diminuare trebuie să vorbim mai decât tuberculoză. Eu vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Plăcere. Stimați telespectatori, vă reamintesc că am discutat astăzi despre tuberculoză. Vreau să, în concluzie, să spun că tuberculoza poate fi tratată. Vă mulțumesc mult pentru atenție, multă sănătate, și nu uitați să vă adresați la timp la medic. La revedere!